Deja o să punem aici câteva minute din discuția cu Cristi. Mersi mult că îți zic Cristi, pentru că nu cred că ai nevoie de introducere aici pe YouTube. Să fiu așa de oficial. Al doilea episod din seria nouă de podcasturi Formaio. Știți cum e treaba și Cristi vă zice mereu, nu? Like, comment cu întrebări, cu curiozități, hate, dați cu hate în hate, comentarii, maxim, da. Oricât puteți. Și mai am un anunț, în caz că n-ai văzut pe social media, am lansat Academia Formaio cu 4 cursuri, Product Owner, Business Analyst, Software Tester și RPA Developer. Găsiți mai multe detalii în descriere, linkul de la site, vă înscrieți, vă sunăm și discutăm despre cariera voastră în IT. O să fac un pic o paralelă și cu Cristi mai încolo de chestia asta de companii în IT, freelancing normal. Yeah, let's go. Gata, am terminat și cu Academia, trecem la tine, Cristi, invitatul de azi. Și cum ți-am zis, eu nu cred că e nevoie de o introducere pentru tine, în special aici pe YouTube, dar pentru că eu am făcut scriptul de la podcast, o să-ți fac o introducere. Dacă tu l-ai făcut, hai să-l folosim dacă ai muncit pentru el. Da, am text aici, e păcat, sincer. Yep. Odată mi se părea interesant că dacă făceam podcastul ăsta acum câțiva ani, introducerea ar fi trebuit să fie diferită, nu? Ar fi trebuit să zic Cristi, programator la Google și Facebook, care s-a apucat de YouTube, a făcut vloguri prin America. Da. Cam asta ar fi fost descrierea și acum e suficient de diferită încât să conteze. Și eu am scris așa, Cristi, 27 de ani. 28 am făcut. 28. Am trecut, dacă erai acum o lună, nimeni erai bine. Firar. Deci 28 de ani, mulți înainte. Pe LinkedIn-ul tău scrie IT Freelancing Expert. Yep. Și aș mai completa cu antreprenor, pentru că e clar ce faci cu libertate în IT, e un business în toată regula. Rămâne titlul de YouTuber cu aproape 200.000 de abonați, nu mai e un secret. Unde faci content divers, nu faci despre business, despre mindset, despre bani, despre freelancing, despre... Încerc să-mi documentez viața, să o am acolo peste ani. Filmul tău, oricum dacă s-ar scoate bucăți, are și un film interesant și sigur continuă. Și uneori mai scap și câte un interviu cu un manelist celebru pasionat de informatică. Dacă ar fi să completez. Și uite, m-aș mai arunca la o chestie, ai promovat-o și tu acum ceva timp pe social media cu TikToker. Cum te simți când îți zice cineva că ești TikToker? Știi că acum mă întâlnesc cu oameni pe stradă și mulți îmi spun că te știu de pe TikTok. Nu mai TikTok. Spun te știu de pe YouTube, te știu de pe TikTok. Și eu, ok. Și, mă rog, oamenii nu sunt obligați să mă știe de undeva anume. Și adică dacă ei mă văd acolo, foarte bine, știi? Eu mă bucur că mă văd și mă urmăresc. Dar e puțin ciudat pentru mine să văd ce amploare a câștigat platforma asta. Da, uite, eu mai aveam notat aici că tu ai peste 100.000 de urmăritori făcuți pe TikTok, cred, nu știu, într-un an. E doar o bănuială, nu știu exact de cât timp. Da, cred că l-am făcut acum un an și ceva TikTok-ul, dar am început să postez serios de anul trecut și a crescut rapid. Dar cumva m-a și avantajat că mă știa lumea de pe YouTube și se crește mai mult comunitatea așa, știi? Adică, clar. Da, nu e neapărat... Adică am avut un avantaj, să zic așa, un avantaj competitiv. Da, dar tot e o creștere pe care nu poți ignora, adică super rapidă într-un an. Da, da. Și mai zic așa, Cristi are obiectiv public să ducă toți programatorii din România la peste 10.000 de euro lunar. Yep. Foarte convins și te simți entuziasmat de chestia asta. Și 100.000 de milionari în România în următorii 10 ani. 100.000 de milionari în România. Din freelancing, da, în euro. Super tare. Da. Abia așteptăm să îi vedem, poate cine știe, sunt și printre cei care se uită, poate și noi. N-au încotro, nu scapă de tine, nu? Nicio șansă. Vreți, nu vreți, vă fac milioane. Și da, asta era completarea mea, că după ce oamenii termină cursurile de la Formaio, prind un pic de experiență, vin la tine și faci milionari. Sună foarte simplu. Da, ca să clarificăm, pentru oameni cu experiență, adică nu am formule magice de îmbogăți pe seama sau chestii de genul. Amă, Cristi, serios. Pare rău, și noi cum facem clickbait-ul la clipul ăsta? Ah, dacă îmi spuneai, putem să clarific mai devreme. Ok, putem tăia partea asta. Pe lângă partea reală a lucrurilor ce am vorbit până acum, intervine și partea creativă prin proiectul deja cunoscut Gașca Chitară Grozăvești, cânți la chitară, cânți din voce. Terorizezi oamenii cu skill-ul meu, cu talentul meu. Ții concerte și îmi ziceai adineori că vrei să fii un rockstar și am încredere că o să fii, o zici cu atâta convingere încât e greu de... Nu, eu am ales.
Rockstar m-a ales pe mine. Te-a ales pe tine. Da. Ok, cool. Asta a fost o primă descriere a mea. Am ratat ceva? Tu cum te prezinți sau cum te-ai prezenta? Nu, a fost o descriere foarte bună. Adică e o descriere foarte bună. Tot timpul, uneori mă întreabă oamenii să mă prezint pe mine, știi, și mi-e greu să aleg o singură chestie. Ce fac? Că nu cred că niciun om nu e limitat de o singură chestie, și sunt doar treaba asta sau doar treaba asta. Cu toții suntem mai, avem mai multe pasiuni, mai multe hobby-uri și cred că ai făcut un rezumat superb. Super. Bun, bun. Deci prima parte mi-a ieșit. Cum ești tu cu chestiile astea? Că nu știu, cred că sunt oameni care merg pe o direcție principală, să zicem, au un job, indiferent de industrie, și tu te-ai dus așa în foarte multe direcții. Nu e la un moment dat obositor? Cum, nu știu, te ocupi de toate? Pare că mă ocup de toate, dar în realitate mă ocup de un singur lucru 90% și restul sunt doar 10% din timp, știi? Adică, da. Deci și tu ai 48 de ore într-o zi? Sau? Că, adică nu-mi dau seama, nu mi-este la calcul. Nu am 48 de ore într-o zi, numai că am și o echipă acum, știi, și mă ajută cumva să cred, să folosesc timpul meu mai eficient în felul ăsta, știi? Adică nu sunt singur și toate eforturile pe care le am acum și cu Gașca Guitar Răzvei și cu YouTube-ul și Libertate în IT, deja sunt în spate mulți oameni care lucrează ca să... A, mișto, deci echipele de care zici nu sunt doar Libertate în IT, business, angajați, ci pur și simplu echipe pe fiecare zonă în care lucrezi. Da, adică oamenii care sunt în echipa noastră Libertate în IT, am oameni care sunt pe partea de conținut, de exemplu, și acolo mă ajută și pe partea de YouTube și după aia sunt în Gașca Guitar Răzvei, de exemplu, sunt cu Vali, care e partenerul meu acolo și se ocupă și el de o bună parte din lucru. Adică nu sunt singur și n-am făcut singur toate chestiile astea, adică nu e un one-man show și ar fi imposibil să fie. Adică e până la un punct, dar după aia te omoară dacă vrei să fii one-man show și n-ai cum să crești mai departe, știi? Și asta e un punct cheie, știi, pentru că e important de precizat că, adică duci anumite proiecte până la un punct singur, dar după aia e nevoie să delegi pe altcineva ca să poți să ai focusul tău pe ceva anume, știi? Și acum focusul meu e 90% sau 95% din timp e Libertate în IT, adică nu fac altceva, știi? Uh-huh. Pun un video pe săptămână pe YouTube, îl pun, știi, dar practic îl pun ca să explic practic ce engleziză am spus, ca să explic cumva viața mea și de multe ori poate filmez 30-40 minute pentru video ăla, nu cum e video ăsta pe care îl fac acum, la care stau de 5 zile. O, dar Cristi, ai vreun proiect de promovat, vreun anunț de făcut? Asta era următoarea mea întrebare pentru perioada următoare? Pentru perioada, n-am, adică noi, asta e, pe asta lucrăm, să ducem toți programatorii la 10.000 de euro pe lună și 100.000 de milionari în următorii 10 ani. Asta e cumva obiectivul long term și cumva trebuie să ne ținem de el, știi? Adică n-am ceva așa la modul foarte flashy pe care să zic următoarea chestie o să apară, știi? Eu zic că e suficient de flashy obiectivul ăsta încât să nu, adică nu e ceva minor. Bun, vreau să mai menționez, zisem și ție înainte, că tu știi asta deja. Ai fost la un podcast recent care e pe YouTube, In The Lead, o să lăsăm link în descriere. Zic asta în ideea în care n-aș vrea să repet întrebările. Au fost multe, multe informații despre Libertate în IT, cum vezi tu piața, multe alte lucruri acolo. Încerc să scot informații diferite de la tine. Și eu am așa, m-am gândit să vedem, zic cum am denumit eu aici secțiunile. Cristi, omul de business. Nu? Sună într-un fel. Sună foarte pompos așa. Al doilea nu sună așa, de despre piața IT cu Cristi. Aici m-am grăbit. Mai merge lucrarea. Mai merge lucrarea la asta. Asta e partea mai serioasă a lucrurilor și după avem o mulțime de chestii, în special despre tine, așa, care nu țin de business și de alte lucruri. Yeah. Let's go. Bun. Înainte să ajunge la Cristi, omul de business, mi-am pus întrebarea asta și lui Daniel, CEO de la Softbinator, acum două zile, care are într-un fel un parcurs similar cu al tău. El a lucrat 2 ani ca și programator în România, într-adevăr, nu la alte companii din afară sau în freelancing, și după a decis să își dea demisia și să își înceapă propriul business și un ONG. Yeah. Și l-am întrebat și pe el chestia asta. Cum faci lucrul ăsta? După 2 ani, el a lucrat din anul 2 și anul 3, ai terminat facultatea și cum renunți la un salariu bun pe atunci pentru România, clar, bun și acum, să-ți faci un business. Aveai 100% încredere că o să-ți iasă? De unde a venit decizia? Păi sunt cumva două variante. E chestie de obiective și de cost de oportunitate. Știi că dacă te ții de skill-ul ăsta, îți dai seama că ești limitat la un punct, știi? Adică
ok, mă țin de programare, am un income care e bun pentru România sau bun pentru afară și îmi trag la Google sau Facebook. Și e totuși capped, ai atinge o limită destul de rapid. Și dacă vrei altceva de la viața ta și știi că vrei asta și în adâncul tău chestia este bine setată, îți dai seama că, bă, asta nu e o opțiune pentru mine, adică nu vreau să rămân la nivelul ăsta pentru restul vieții mele. Și atunci trebuie să fiu sincer și direct cu mine și să îmi dau seama că e altceva, alt drum pe care trebuie să-l iau. Și sunt oameni în jur care fac alte lucruri cărora le merge cumva. Întrebarea e cum merge, cum le merge și cum pot să învăț de la ei să fac chestia asta. Și atunci, ok, hai să las skill-ul ăsta care o să-mi servească drept o plasă de siguranță, că oricând poți să te întorci să fii programator, că nu e așa dificil, și să caut să evoluez la următorul nivel, să nu mă limitez la skill-ul ăsta, că gata, am ajuns aici și mă țin cu mâna de el și nu vreau să-i mai dau drumul și Doamne ajută ce binecuvântat sunt, și din contră să am o aptitudine asta mai... Niciodată nu mă opresc din învățat, hai să trec la următorul nivel, să învăț, pentru că există și alte drumuri acolo, dincolo de path-ul ăsta clasic, facultate, te angajezi și acolo rămâi, știi? Și cam asta a fost viziunea. Deci ai văzut asta cumva, asta mi se pare interesant, că ai văzut și există mulți oameni care au ales alte drumuri extrem de diferite și au avut, nu că succes, poate, nu știu, au explodat și financiar și ca imagine și orice. E vorba și de aliniere cu tine la finalul zilei, știi că vrei să faci chestiile astea, dar mari sunt o motivație într-adevăr, dar după un punct nu mai e motivația principală, adică eu cât eram în firmele astea, nu eram foarte entuziasmat, adică îmi plăcea că sunt acolo, dar știam că perspectiva de a rămâne acolo pe termen lung mă distrugea, sufletește, nu suportam ideea asta, știi? Adică nu voiam. Și de asta cumva în mine era nevoie să mă aliniez eu cu mine, că ok, de ce sunt aici dacă nu-mi place, fac asta doar pentru bani, e ceva care nu e congruent acolo. Dar ție îți plăcea și îți place, cred că în continuare, programarea, nu? Efectiv să creezi aplicații, nu îți plăcea ce, că erai îngrădit de program? Da. Sau care era? Asta era... Îmi place programarea și mi-a plăcut dintotdeauna și important e unghiul din care mi-a plăcut. Și, pentru că mi-a plăcut ca ideea de a crea lucruri. Adică e un instrument, e o chestie foarte faină prin care poți să creezi aplicații sau chestii care să impacteze oamenii. Asta e fantastic. Dar, în același timp, e și super limitativ de la un punct, că îți dai seama că ok, pot să fac atâta lucru cu programarea asta, dar aș putea să fac mult mai multe, să mă dezvolt mai multe direcții. Și ce nu-mi plăcea mie la merge la Google, de exemplu, era că aș fi fost pus să devin super bun pe o singură chestie, ceea ce nu voiam. Adică eu voiam să, nu știu, mie îmi place să fac și videouri pe YouTube, îmi place să cresc ca persoană de business, îmi place să fiu puțin mai divers din punctul ăsta de vedere și stat de multe industrie, atât de multe zone, zona de vânzări, zona de marketing, zona de creare de conținut, zona de, nu știu, și cântatul la chitară, dacă vrei să-l pui. Adică... Și ca angajat e cam, nu știu dacă este vreun post într-o companie în care să te lase să faci toate lucrurile astea. N-ai cum. Așa că ți-ai făcut tu postul tău. Exact. Trebuie să-ți creezi propriul job, cel mai șmecher job, știi? Ok, bun. Eu cred că ai inspirat multe persoane cu chestia asta, care poate, eu sunt convins și vorbesc cu oameni care sunt pe gânduri, știi, cu chestiile astea și încearcă să-și dea răspunsuri și am mai primit încă unul de la tine. Sigur, adică și eu am fost inspirat la rândul meu de alții, știi, și atunci cumva dacă și eu pot să contribui puțin acolo la o inspirație, mă bucur tare mult. Bun, trecem la Cristi, omul de business. Let's go, să vedem ce ok, înseamnă. Eu am scris așa: peste 100 de oameni care au trecut până acum în 2 ani și jumătate prin programul vostru și ați luat din firme, din corporații, în freelancing, o echipă de 12 persoane în libertate în IT. Eram curios, ne-ai mai dat așa câte un pic până acum, cum a evoluat ca om de business în ăștia 2 ani și jumătate? De unde ți-ai luat informația, poate prin ce stări ai trecut, greutăți, un summary așa al parcursului. Un roller coaster, adică te duci de la un super mare entuziasm și recunoștință pentru ce faci până la stări de anxietate și am atât de multe lucruri de făcut și nu cred că sunt atât de bun să le fac. După care mai ai sindromul impostorului și acum sau s-a dus? Sunt într-un punct în care dacă nu l-am, știu că trebuie să-l caut, știi? Că te-ai plafonat, e mult spus. Mă rog, te-ai relaxat. Exact. Adică mi-am dat seama că la început credeam că n-aș pasa ai sindromul ăsta, după aia mi-am dat seama că, bă, stai puțin, că e bine, știi? Adică înseamnă că fac ceva și cresc. Dacă tot e confortabil, atunci înseamnă că nu cresc și atunci e o problemă pentru mine acolo, știi? Un point foarte bun de a privi o aparentă problemă. Exact. Adică problemele, asta a fost un shift foarte important, știi?
că încep să văd problemele ca oportunități de a învăța și încep să devin foarte recunoscător pentru toate greutățile pe care le am. Cristi, de acum 2 ani jumate, ar fi fost, dacă i-aș fi dat o zi cu task-urile de astăzi, ar fi fost pur și simplu terminat, n-aș fi știut ce să facă cu ele, adică what the fuck, cum pot să... Sunt mult prea multe lucruri, mult prea multe direcții, știi? Și aici vine și nevoia de prioritizare și focus. Și focusul devine din ce în ce mai scarce ca resurs, adică devine așa de important să poți să fii focusat, să ai 2 ore, să știi că te ocupi numai de o chestie, să nu te bată nicio notificare la cap. De asta telefonul ăsta nu sună acum sau oricine ar vrea să mă sune în afară de câțiva oameni. Pare că ai niște sisteme foarte bine puse la punct așa pentru munca ta, pentru... Da, sunt super freak cu chestiile astea, știi? Am o întrebare și despre asta. Eu sunt curios, insist un pic cu chestia asta. Ziceai, perfect, ai început cu Cristi de acum 2 ani jumate, Cristi de acum. Cristi de acum poate să facă, nu știu, și volum de muncă, poate task-uri pe care nu le putea înainte. În procesul ăsta, ce simți tu că te-a ajutat cel mai mult? Că ai muncit mult și te-ai obișnuit cu un volum mai mare? Sau, nu știu, ce ai simțit tu că... Da, adică... Am auzit o chestie, am dat foarte faină la un tip care e super șmecher și spunea că your work works on you more than you work on it. Ok. Munca ta lucrează asupra ta, într-o traducere slabă, mai mult decât tu lucrezi pentru ea. Și ideea e că cu cât primești mai multă responsabilitate pe umerii tăi, cu atât te forțează să găsești moduri prin care să rezolvi lucrurile respective, să păstrezi calitate bună, știi? Uh-huh. Că dacă ai doar de mâncat în ziua respectivă, o să mănânci, știi? Dar nu o să prea poți să folosești timpul eficient. Da. Și toate sistemele astea pe care le am, în care dacă vrei putem să intrăm, toate au venit ca o necesitate ca să poți să storc maxim, să poți să ghidezi toată operațiunea asta corect din punctul ăsta de vedere, știi? Uh-huh. Și aici, practic, toată responsabilitatea asta care a venit asupra mea m-a ajutat să mă dezvolt la un nivel la care nu mi-imaginam că o să ajung vreodată, știi? Că nu e vorba neapărat de volum de muncă, că tot atât de mult lucram poate și acum 2 ani jumate. Ah, ok. Dar contează calitatea și cum pun munca respectivă. Știi că atunci eram doar eu cu Raul, eram doar noi doi, noi făceam toată treaba. Pe când acum e o echipă, trebuie să dau task-urile respective, trebuie să mă asigur că sunt implementate corect, trebuie să mă asigur că sunt niște procese puse la punct care sunt replicabile. Cumva, oricum s-au schimbat mult activitățile tale. Dacă înainte trebuia să fii atent să livrezi, acum trebuie să ții sistemul ăsta în picioare și poate să-l și îmbunătățești mereu. Dacă ce ai de procese, hai să intrăm în ele. Adică dacă ai ceva, tipsuri pentru oameni, pentru noi, sisteme pe care le folosești. Top 3, ceva ce vrei tu să... Cred că pot să vorbesc numai despre asta 3-4 ore dacă mă pornești. Nu știu, nu ține bateria atâta, dar le mai încărcăm, mai facem. Uite, o chestie pe care o fac, care mă ajută foarte mult, e că fac tracking. Adică scriu mult, știi? Și despre ce? Cum te simți? Sau ce scrii mai exact? E un jurnal zilnic pe care l-am, de exemplu, și la finalul fiecare zi scriu chestii acolo. După care e săptămânal un review pe care l-am, după care e lunar un review pe care l-am, după care un review trimestrial pe care l-am, pe care îl fac eu despre mine. Și am acolo un set de întrebări pe care le pun și pe care trebuie să le răspund. De ce fac chestia asta? E că în momentul în care treci prin timp, noi ca oameni avem focusul foarte limitat și suntem foarte conectați la prezent și pierdem cumva depthul ăsta de trecut și viitor. Nu prea suntem ancorați, știi? Nu prea vedem, nu ne mai aducem aminte chiar unde am fost acum un an de zile. Și uite, un lucru pe care l-am de făcut în fiecare săptămână e să mă gândesc unde eram acum un an, unde era acum 2 ani de zile sau acum 3 ani de zile, știi? Ca să-mi reamintesc că, ok, am făcut un drum destul de șmecher până acum și chiar dacă acum poate mi-e greu sau mă simt că a fost puțin aiurea săptămâna asta. E o evoluție. Sau, da, totuși sunt pe o evoluție, numai că aici am un mic dâm, știi, și mă ajută puțin să recalibrez viziunea mai de ansamblu. Dar uite, scuze, întreb, legat de asta, a fost vreo zi în care ai ratat să scrii în jurnal? Da, mai sunt zile. Adică Pentru că sunt sigur că sunt mulți dintre noi, inclusiv eu o să recunosc, când m-am apucat de lucruri de genul, productive, neproductive, nu contează, să mă țin de ceva, de un habit, și mai ratai o zi, mai ratai două și la un moment dat poate se destrăma. Tu cum faci când, nu știu, poate ratezi o zi, două, să rămâi totul, să te întorci per total, să fie... Îmi asum faptul că sunt om și că nu sunt robot. Adică, cumva,
sunt și înțelegător, încerc să fiu înțelegător cu mine, să nu fiu cu biciul acolo, bă, ești ratat, ai ratat o zi, jurnal, nu se poate așa ceva, știi? Și e ok dacă ratez o zi, nu e stres, pentru că cumva average-ul contează, știi, nu neapărat, încerc să fiu consistent, adică de obicei nu prea ratez, dar dacă se întâmplă, na, se întâmplă, asta e, știi, adică mâine o să fac din nou. Da, mi se părea important să n-ai chestia de judge pentru tine, să zici, da, mamă. Da. M-am abătut. Ceea ce, da, asta era și e un lucru pe care l-am asupra mea și sunt destul de critic cu mine. Și cred că mai ales toți care suntem în industria asta și antreprenori și așa, suntem destul de critici cu noi, știi, chestia asta. Ok, deci să avem și noi un jurnal, să ne notăm cât de des putem, încercăm zilnic dacă nu iese măcar săptămânal. Mai zine, deci ăsta e unul. Ce mai faci tu ca să menții echilibrul ăsta, sistemul ăsta în funcțiune? Deci asta, ideea, ca să continui puțin cu ideea de tracking, deci scriu chestiile astea și scopul lor e cumva ca să identific pattern-uri, știi, ca să-mi dau seama de pattern-uri de gândire sau obiceiuri pe care le am și să le corectez în timp, știi, că dacă îmi dau seama de, dacă tot scrii, tot scrii, tot scrii, tot faci chestia asta, am dat o să vezi că, bă, am anumite tipare, anumite situații, fac niște lucruri. Niște decizii, moduri în care reacționez în discuțiile cu alți oameni, chiar chestii super subtile la modul cum reacționez cu omul de la mega, știi? Poate îți cere să vină cu aia sau să spui masca și te-a supărat chestia aia, de ce te-a supărat chestia respectivă, știi? Sunt chestii astea super subtile așa care, ok, de ce sunt acolo și ce reprezintă astea pentru mine și atunci cum pot să le corectez, cum pot să mă duc la un nivel mai adânc de identitate, să văd de unde vin, de ce vin și să le modific. Mișto. Asta faci, nu știu, la cele lunare sau... Că mi se pare totuși un proces care nu durează 5 minute, 10 minute. Adică trebuie să reiei... E un proces nu ușor sau nu rapid neapărat. Ideea e că în momentul în care le scrii, dacă scrii zilnic, de asta e cumva consistența asta e faină și după aia faci o recapitulare săptămânală și lunară, cumva în timp creierul tău tot scriind și readucând în atenția ta, în atenția focusului tău informațiile respective, creierul tău începe și face legături singure, adică dormi și cumva te trezești cu un insight din asta, că bă, stai puțin, că eu de fapt fac chestia asta ca să nu știu ce, știi? Și atunci, în momentul în care te trezești, de asta o notezi, știi? Ok, deci și chestia asta notat, notăm tot ce trece prin cap. Exact, exact. Și de acolo ies. Plus, pe lângă asta sunt mentor și uite, acum de ceva mergi la psihoterapie și mă ajută foarte mult. Cât de des mergi? O dată la 2 săptămâni, chestia asta, știi? După care am și ceva mentor pe zona asta de mindset, plus mentorii pe business care și acolo mă ajută pe mindset. Adică mindset-ul ăsta e extrem de important, știi, modul în care gândești. Sunt români, sunt străini mentorii? Psihoterapia e din România, ceilalți sunt străini toți, da. Adică, Uite, aveam o întrebare legat de chestia asta, că ai tot menționat de mentori și eram curios, adică te întreb și în contextul pe care l-ai zis acum, mentorii pe care ai acum, dar ziceai și de libertate în IT pe la început că aveai mentori și eram curios, mentorii ăștia erau oameni, nu știu, consultanți pe care îi plăteați pentru feedback sau erau oameni găsiți cu care ați rezonat și discutați? O combinație între cele două, adică bineînțeles că sunt plătiți și îi plătim ca să ne iau parte din procesul decizional, la modul că avem o problemă, nu știm exact cum să prioritizăm anumite lucruri în business și atunci explicăm problema oamenilor ăsta care sunt mai deștepți ca noi și au văzut ce mai mișto. Mult și spune-ne ce să facem. Similar cu ce facem și noi cu clienții noștri, știi că și noi ghidăm pe ei în freelancing în zona în care avem. Și externalizează la voi procesul ăsta de învățare. Exact, de... exact, știi? Că sunt atât de multe și îmi dau seama că în business, bă, sunt atât de multe chestii pe care puteam să le facem greșit și pe care noi credeam că, ok, o să zică că da, faceți chestia asta și noi le-am scris acolo foarte fericiți de ideea noastră și după care au zis, sunteți ratați cum să faceți chestia asta, știi? Adică o chestie care nouă ni se părea, bă, normal că, ca să-ți dau un exemplu, era la modul să facem libertate IT și pentru țări cum Bulgaria sau Ucraina sau așa mai departe, știi? Că puteam să-i ajutăm și pe oamenii. Dar ar fi fost o decizie foarte proastă, uitându-mă în retrospectiv, ar fi fost... super. Că nu vă puteați concentra pe ce aveați acum, distrugeați prea mult. Apar multe probleme din extinderea în mai multe limbi și culturi și așa mai departe, știi? Deci mentorii ăștia și pe care i-ai menționat sunt străini de business la care ați apelat. Da. Mișto, mi se pare interesant. Adică și noi am mai vorbit cu persoane. La început pe noi ne-a speriat pentru cei străini prețul.
Pentru că noi nici nu eram neapărat obișnuiți cu genul ăsta de interacțiune și nici nu ne așteptam, dar cumva pentru ei prețurile alea au foarte mult sens. E timpul lor, expertiza adunată în atâta timp poate să salveze bani, dar când te lovește prima oară o sumă de genul, zici, ce? What? Noi am dat anul trecut 100.000 de euro pe mentori, gen. 100.000 de euro acumulat anul trecut. Da. Și cred că anul ăsta depășim suma asta, sigur. Ok. Și nu știu, voi vă calculați într-un fel că pari genul care ai cu calcule structurat așa, return-ul pe banii ăștia sau nu? Sau sunt la modul, e investiție de business? De la un punct e destul de greu să calculezi return-ul efectiv, știi? Pentru că ai că poți să vezi chestia asta în growth-ul business-ului, dar nu mai e, dau măr. Da, nu mai e comparabil chiar cifră exact cu cifră, că nu ai cum. Dar clar e un return acolo, știi? Adică suntem pe growth, avem growth ascendent, construim în continuare, adică mergem în direcția bună, știi? Acum, din punctul meu de vedere, dacă nu făceam asta, eram pe lângă complet, știi? Uh-huh. Aveam o întrebare legată de sume, dar nu de mentor, dar mă bucur că ai dat acum și mi se pare că, sau presupun, că o să fie mulți oameni care se uită la podcastul ăsta și când o să audă propoziția pe care tu ai zis-o, am dat 100.000 de euro anul trecut pe consultanță de business, o să fie poate cum am fost eu când am primit oferta respectivă, sau o să fie așa, de ce ai face asta? Cum să faci asta? Dar cred că e o lecție importantă de business. Mi se pare mișto că voi, nu știu, de la început ați apelat la genul ăsta de servicii, adică ați știut că chestia asta o să ne crească business-ul, o să ne... Da. Adică n-am știut neapărat, dar am știut că suntem prea proști ca să o facem singuri, știi? Adică am avut cumva, am admis că e mai mult de atât. Deși nu vedeam exact cât de mult ne pot ajuta și cât de mult, nu neapărat ajută, dar și preveni anumite erori, că asta te ajută un mentor, te ajută să prioritizezi anumite lucruri, să previi greșeli. Și return of investment-ul pe greșelile prevenite nu-l vezi. Știi că tocmai de-aia sunt acolo, ca să nu le faci. Să nu le faci, știi? Da. Pe când dacă le-ai face, după aia e prea târziu, că nu poți să ceri niște păreri după ce ai greșit. Adică poți să ceri să redresezi situația, dar ideal e să previi dinainte. Și da, de la început am avut chestia asta, că știam că... Dar oricum în lumea asta business-ului toți au mentori, adică toți oamenii pe care știu, cel puțin din afară sau oamenii cu care eu vorbesc, nu există să nu aibă mentor, să nu caute oameni mai șmecheri ca ei să vorbească. Și uite, și suma asta e destul de mică, adică eu am mentor care dau mult mai mult de atât, adică nu mi se pare... Ca să primească informații. Ca să primească informații, să fie în centrul, în epicentrul lucrurilor acolo, știi? Mm-hmm. Oricum, mi se pare mișto, pur și simplu în viață, să știi că ai avut o perioadă în care ai avut acces la genul ăsta de informație, pentru că prețul ăla nu e pus degeaba acolo, e clar. Adică oamenii au experiență și poate să-și genereze niște lucruri, să ai acces la ei. Pe lângă rezultatele de business, îmi se pare o chestie tare. Și știu că și Onețiu, Cristi Onețiu, că tu te-ai și întâlnit cu el. Da, Cristi. Îmi pare rău că nu mai țin minte suma. La Buhnici a spus odată o sumă care tot așa, pe moment mi-a dat așa un click, cât dă el pe oră, cred că menționase. Câteva mii de euro, cred. Mm-hmm. Ora, poate și mai mult. Nu știu dacă și pe Grant Cardone. Da, da, clar. Tipul ăia 30.000 pe oră. 30.000 pe oră. Da. Ok. Bine, el oricum e cumva... etalonul al, nu știu, omului de, și de social media, cunoscut global, în zona asta de hustle, marketing, vânzări, real estate, business, face de toate. Plus mult content gratuit, ceea ce oricum l-a propulsat. Exact, adică exact. Da, tipul e foarte, foarte 30.000 pe oră. Ok. Da. Bine, acum depinde la ce nivel știi că eu nu mă ajut să-i dau 30.000 lui Grant Cardone, că nu sunt prea mic ca să mă ajute Grant Cardone și ca să am nevoie de inputul lui care e bilionar, miliardar sau aproape să fie miliardar, știi? Da, cumva de asta vrei să vezi, ok, care e etapa din să-i treptat, mea. Poate. Da, da. Că dacă mă ajute acum, da, poate e așa, mi-ar da ceva valoare, dar nu ar fi atât de valoros pe cât dacă aș avea, nu știu, sute de milioane de euro și să mă duc să... Grant, ce fac acum? Singur? Ce mai faci, mă, Grant? Yes, ce mai zici? Dă-mi un pont. Pe ce să bala parimele? Dacă tu stai la capitolul ăsta, spun și cealaltă întrebare. Dacă vrei să răspunzi normal, dacă poți. Câți bani ai plătit în taxe anul trecut? Sau, mă rog, cât o să plătești anul ăsta, depinde ce vrei să răspunzi. Nu mai știu sigur, nu știu suma exact. Sunt 10.000 de euro, dar nu știu exact. 10.000 de euro la stat. Nu știu dacă am trecut de 100.000, dar nu știu, chiar nu știu. Chiar nu știu. Ok, în jur de 100.000 plus minus. Da. Ok. Statul român.
Ok, bravo, Cristi. Sunt sigur că o să facă foarte, foarte multe lucruri bune de banii pe care i-ați oferit acolo. Sunt sigur. Bun, întoarcem această paralelă care mi-a plăcut foarte mult la... Am o întrebare aici. Când ați făcut prima angajare, că ai vorbit mult de echipă, de delegat și așa mai departe, și cum a decurs procesul, dacă ți-amintești ceva de atunci? Prima angajare cred că a fost la 6-7 luni după ce am început. 6-7 luni, ok. Da. Și... Pe ce a fost? A fost un job anume? A fost ceva, nu știu, un om de echipă care să facă mai multe lucruri? Da, a fost o poziție în care trebuia să preia anumite responsabilități de pe Raul, că el s-a ajuns la saturație prima dată și era acum o poziție din asta care îl elibera pe Raul. A fost mișto, adică trebuia să facem și era puțin scary să facem chestia asta, știi? Adică, na, tot timpul când dai controlul din mâna ta, e puțin scary. După care, următoarea poziție a fost cineva pe partea de video, dacă țin bine minte, de content, că ca să separăm puțin lucrurile, luasem eu partea de content și erau, ca să ne ocupăm amândoi de toate lucrurile astea și deja pe mine a zis un load foarte mare și după aia am delegat partea de video către altcineva. Și cumva, tot așa, delegam în funcție de ce durea mai tare, știi? Dacă durea ceva, cam acolo de treia, gata, acum trebuie să delegăm, nu mai putem să facem asta, nu mai suportăm, știi? Și nu știu, procesul a fost că, ok, ați simțit clar că timpul ăsta ar merge delegat, e deja prea mult, ați făcut un calcul la modul, nu știu, generăm suficienți bani încât să ne permitem să delegăm timpul ăsta sau pur și simplu ați luat cealaltă abordare în care a zis, investim în business, trebuie să ne delegăm ca să accelerăm? Da, abordarea asta a fost. Adică a doua. Deci nu v-ați gândit la modul super safe, avem cash flow, ne permitem să angajăm, ci credem... Am avut, adică ne permiteam, știi, nu eram la okay. Ne permiteam lejer să facem chestia asta. Și e tot în regulă din punctul ăsta de vedere, știi, dar cumva de la început am plecat cu ideea de, ok, vrem să investim și adică nu e neapărat la hai să facem bani și să ne ducem pe insulă să ne petrecem, știi? Chiar dacă cum o să mergi tu? Chiar dacă mă duc în TNI pe acum, dar nu e la modul hai să, nu știu, să ne luăm apartament. Dar te întorci. Mă întorc, mă duc o săptămână în TNI, că nu e ceva extravagant și zicem, e câteva sute de ori, nu e mare excursie, știi? Cum a zis și Țireac, na, că pilotezi singur avionul, na, cum mergem toți în Tenerife câte o săptămână în februarie. Băi, chiar se duc mulți oameni, știi, chiar se duc mulți oameni, nu e ceva așa, wow, extraordinar, de asta zic, știi? În ideea că am făcut bani și facem bani cu business-ul ăsta, cumva viziunea noastră e că încă nu suntem la un nivel, suntem la un nivel în care tot vrem să reinvestim ca să creștem la următorul nivel și că putem să facem mult mai multe atât. Și eu sunt entuziasmat de chestia asta și cumva mi se pare și normal pentru mine să fac asta. Și că eu am niște idealuri, dacă chiar sunt congruent cu idealurile astea, trebuie să-mi și pun banii. Dar crezi în ele, adică nu e doar E vorba să put your money where your mouth is, parcă era vorba aia sau ceva aici. Și atunci investim pentru că ne dorim să creștem la următorul nivel și să facem schimbarea asta în piață, știi? Și o să o facem. Mișto. Da, pusesem întrebarea asta cumva că poate tot așa sunt oameni într-o situație în care sunt singuri sau au tot așa un partener cum aveai tu și ar vrea să angajeze, dar se gândesc când pot să susțin, o fac riscând și asumându-mi că o să fac cash flow la un moment dat și merg în pierdere. De asta eram curios de... Da, noi am stat bine pe partea de cash flow, a fost ok. Și când mă uit în spate îmi dau seama că trebuia să angajăm mult mai devreme. Adică... Da? Da, mult mai devreme. Că trebuia să delegăm mult mai devreme, să punem procesul la punct mult mai devreme și chiar dacă ne-am mișcat cât de cât bine, putea să fie mult mai bine. Dacă aș începe de la zero acum, aș ști exact ce să fac și să, ok, trebuie să iau oamenii ăștia, trebuie să încep de acum să-i organizez, să pun lucrurile la punct, să deleg. Dar când ești prins în ele și mai ales dacă ai și mania asta de a fi perfecționist și a vrea să fie totul perfect și așa mai departe, nu prea-ți vine, știi? Nu-ți vine la îndemână. Uite, dacă eu mai schimb ordinea întrebărilor, cum intri tu pe subiect? Te vezi în următorii, nu știu, 50 ani începând ceva de la zero? Pentru că până acum ai vorbit foarte mult cu obiective long term, 50 ani pentru libertate în IT. Da. Te mai vezi începând ceva, să-ți vină vreo idee sau dacă ai acum sau dacă te vezi începând? Acum nu văd altceva, adică e doar libertate în IT. Și ce facem aici? Avem atât de multe lucruri pe care le putem îmbunătăți și face mai bine și pentru developerii din România, știi? Adică sunt atât de multe lucruri. Și nu mai asta e focus, adică nu mai gândesc altceva. Ok, deci rămâne libertate în IT. Yep.
For life. Sau mă rog, for the next 10 years. Pe ce pot să văd în fază, știi? Mm-hmm. Acum nu știi niciodată, știi cum arată, că cumva piața asta freelancing-ului merge acum, dar peste 10 ani o să mai meargă. Cine da. Știe, știi? Adică nu e ceva care depinde neapărat de mine, știi? E o piață care e globală. Acum mi s-a părut și momentul. Foarte mișto momentul da, la voi. Da, da. Fix. Am avut șansă bună și cu pandemia asta și mm-hmm. da. Cu dezvoltarea pieței, care era deja acolo, dar cumva ăsta a fost un kick. Legat de libertate în IT, vreau să te mai întreb. Cum ai gestionat tu momentele, articole, clipurile cu oamenii care poate veneau în față și ziceau: bă, băieți ăștia, e o țeapă, te păcălesc, e prea scump, e prea... că au fost. Și cumva e și normal să fie. Da. Cum ai gestionat, poate tu personal, tu ca om de business, cum vrei să abordezi asta? Bă, eu îmi dau seama că e nevoie de o vigilență, să zicem așa, din partea oamenilor. Știi că sunt mulți oameni care se apucă de să fie guru pe internet sau mentor sau așa mai departe, mm-hmm. știi? Și din punctul ăsta de vedere, eu înțeleg de ce apar lucrurile astea. Știi că când vii în România, o țară cu 3.000 de lei pe lună, salariu mediu, și spui că poți să faci 10.000 de euro pe lună ca freelancer, e ușor să se piardă puțin context acolo și oamenii să înțeleagă că, bă, ok, lucrează doar cu oameni experimentați, doar cu oameni în IT, nu cu tot IT-ul, doar cu o subsecțiune din IT, mm-hmm. și că doar pe oamenii ăia... Doar programatori? Că tot ai menționat ca să... Da, care... da. Deci doar programatori. De programatori, da. Și doar cu oamenii ăia și doar în piața aia specifică. Adică de aici, de la înțelegerea mea până la ce înțelege, până când ajunge la, nu știu, Gigel de nu știu unde, se pierd multe contexte, știi? Adică și de aici apare și e ușor să încadrezi o astfel de un astfel de efort la modul că ok, da, vrea să facă niște bani, știi? Mm-hmm. Și vrea să facă cât mai get rich quick scheme. Ceea ce de fapt chiar este un get rich quick scheme, dacă te gândești. Da. Numai că e da. Un get rich quick scheme foarte legit, că vinzi din România în loc să vinzi în România, skill-ul vinzi în America, știi? Și din punctul ăsta de vedere, da, a fost ok, au apărut, oamenii nu știu exact despre ce e vorba, noi mergem înainte, ne ocupăm în continuare și chiar deci ne-a ajutat, știi, că au fost mulți clienți care au venit după aia și ok, faceți chestia asta, ce tare, că aveți rezultate. Asta vreau să zic, dacă ați simțit că v-a afectat, deci nu v-a afectat pe business, ba chiar a fost publicitate gratis. Da, nu există reclamă negativă, asta a confirmat. Deci chiar nu există. Chiar nu există, nu. Ok, tare. Cât timp aș trebui? Da, ați avut, nu știu, vreo persoană cu care... sunt ăștia 100, nu? Pe care i-ați dus, le-ați găsit proiectul. A fost vreodată vreo persoană care, nu știu, nu și-a găsit proiect sau n-ați mai putut duce colaborarea până la capăt din diferite motive? Dacă sunt motive personale pentru persoana aia, atunci nu o să putem să... Dacă persoana nu mai poate să execute, nu o să putem să intervenim noi și dacă apare ceva în viața ei sau așa mai departe. Dar în afară de asta n-am avut situații să nu obțină proiecte. Și dacă oamenii se țin de treabă și noi îi selectăm să lucreze cu noi și când îi selectăm ne asigurăm că au timp să se țină de treabă, că sunt determinați, că sunt motivați și așa mai departe. Și dacă intră să lucreze cu noi și se țin de treabă și noi îi ținem de ei, bineînțeles că de asta suntem acolo, n-au cum să nu... Să nu obțină, că e piață, mă, adică cerere de programator la nivel global, adică e matematic imposibil să nu obții rezultate ca freelancer. Cam cât durează programul vostru? Depinde mult sau e ceva mai standard X săptămâni? E 12 săptămâni e structura de bază, să zic așa. Și acum, da, sunt oameni care intră, noi am conceput toată treaba asta pentru oameni care au job, au familie acasă. Deci nu sunt 8 ore pe zi. Da, nu sunt full time să ai să fac freelancing, știi? Da. Și cumva vrem să facă oamenii tranziția pe lângă job și în momentul în care ei sunt siguri că, bă, ok, știu să generez contracte, vin contractele astea constant către mine, am încredere că o să fiu mai stabil în freelancing decât sunt în job acum, acolo își dau ei singuri demisia, adică noi nu-i forțăm să-și dea demisia. Ah, deci ei obțin cumva contracte și în timp, sau ați avut cazuri în care ei poate lucrau, nu știu, în 4 ore pe lângă job, ca să vadă experiența și de-abia după își dădeau demisia? Sau își dădeau demisia mai devreme? Au obținut un contract și gata? Cumva, în momentul... Își dau demisia ori înainte să obțină contracte, că văd ce fac colegii lor dinainte din program. Și sunt excited. Și își dau seama că, bă, ok, gata, adică nu mai stau aici, nu mai pierd vremea. Sau vine contractul ăsta, văd acolo că, ok, am 10.000 de euro pe lună, 3 ori mai mult decât fac aici și urmează să am contract 6 luni, un an,
nu mai are sens să rămân și vreau să plec cât mai repede și atunci fac pasul ăsta. Și e și situația asta, dar e foarte rară în care își iau un job part-time. Sau uneori mai vin cu ideea asta că ok, vreau să-mi iau un job part-time și poate să facă și asta. Adică au și opțiunea să găsească joburi part-time pe lângă job dacă vor asta. Dar după aia mă gândeam mai mult în ideea de a testa, nu neapărat că vrei să rămâi și la job. Pentru că într-adevăr discrepanța România, să zicem state sau alte țări, e clară, e acolo, nu poți zică nimeni. Da, adică cumva vin cu ideea asta de a testa, dacă îmi văd, ok, ce oportunități sunt și că poate să le obțină și ei, se cam, nu mai există ideea asta și adică trec direct. Mm-hmm. Da. Când... Mișto. Foarte mișto programul ăsta al vostru. Voi, partea de, din nou, eu pun întrebări, dacă nu putem răspunde, mergem la următoare. Pun întrebări. Adică eu sunt discut despre asta, că e pasiunea mea, îmi place. Adică nu vreau să se creadă, în schimb, că am venit să vorbim numai despre program și că fac reclamă, că nu asta e intenția. Eu am încercat să nu fac asta, că tu oricum vorbești peste tot pe YouTube. Așa, am vrut să te cunoaștem pe tine mai mult și, nu știu, părți din lumea ta. Unde vrei tu să ducem discuția, că nu e, n-am venit aici și ca să vorbesc de libertate în IT sau că de șmecheri sunt noi, că suntem șmecheri oricum. Ok, foarte tare, pe încredere, trebuie să mai lucrăm și noi acolo. Merge Vlad? Filmează? Da. Bun. Vreau să te întreb de, nu știu, oamenii fac plata la început, fac plata eșalonat, fac plata la final. Știu că voi nu luați comision după ce el se angajează, asta ai menționat, că sunteți din nou foarte șmecheri, că alții fac și voi nu. Da. Dar plata pentru consultanță? Da. Nu? Da, se face la început. Da. La început toată... Da. Adică, practic, ce vreau să clarific aici e că noi nu oferim garanție pentru rezultate. Uh-huh. Dacă era să ofer garanție, intermediam oamenii și le luam, nu știu, 10.000 de euro pe lună pe ce fac, știi? Și tocmai de asta ne ajutăm să obțină clienți și atunci ne plătesc, bineînțeles, pentru investiția noastră de timp pe care o facem unii ca să îi ajutăm să pună toate procesele la punct. Uite, pe lângă că tu asta ai menționat mereu, că, nu știu, noi ca și români ai observat asta în piață, că ne subevaluăm, ne e frică, așa. V-am să zic, pe lângă asta, cam care au fost cele mai mari temeri, nu știu, la ce probleme pe care le vedeau oamenii la trecerea asta, partea, nu știu, fiscală, să vorbească cu clienții, să-și negocieze, unde ai văzut tu că le-a fost greu multora? Cel mai pregnant cred că e încrederea în sine, dacă o să pot eu să fac chestia asta, dacă o să pot să fac freelancing și dacă o să pot să mă descurc cu un client. Și se vede asta în special la oamenii care vin dintr-un mindset de corporație și eventual au avut și niște procese acolo care nu sunt chiar ok, în care cumva te joacă psihologic la încredere corporațiile astea, știi, și spun că poate nu e suficient de bun sau îți lasă de înțeles chestia asta. Și oamenii ăștia sunt super faultați la încredere și atunci le e greu să creadă că ok, pe acelea skill poate să facă de 5 ori mai mulți bani, știi? Deci totuși asta rămâne problema principală, nu restul la care ne putem gândi, ți-am zis, fiscal, trebuie să am PFA. Astea sunt acolo, dar se rezolvă, știi? Adică asta se rezolvă. Ai când îți ia 2-3 zile să faci o firmă și încă o factură pe lună acolo, 5 minute. Și nu e chiar așa. Bine, când scrii factura aia, nu cred că îți pare rău sau mamă, iar trebuie să fac factura asta. Da, parcă o aștept puțin, hai să trec aici ce-am făcut, știi? Adică sunt și astea sunt cumva secundare. Și pe mine, că dacă stai să te gândești, bă, e aproape inexplicabil și de ce oameni atât de experimentați în România aleg să rămână pe salarii, nu știu, 2, 3, 4 mii de euro pe lună, când știu că se poate mai mult de atât. Și știu foarte clar. Adică nu neapărat că, da, noi am făcut video, am promovat chestia asta în România, am explicat că se poate. Dar poate să se ducă să vadă și în alte surse, știi, să vadă că, bă, ok, sunt reale rate-urile astea acolo, există, știi, e palpabil. De ce rămân oamenii în continuare acolo? Și răspunsul pe care l-am e insecuritate, știi, adică nu sunt sigur, e ceva ce lipsește în încrederea lor pentru ei, că poate să obțină viața asta, știi. Eu voiam să te provoc, să vedem dacă îmi iese. Deci tu ai zis, închem cu fraza asta și voiam să te provoc un pic mai încolo, dar te provoc acum, dacă găsești niște motive pentru care are sens. Nu din astea, cum ai zis tu, de neîncredere. Adică există pentru unii oameni să aibă sens, dacă tu ai găsit până acum. Să rămână în firme? În firme în România. Angajați, 9 to 5. Poate era ceva sens când erai la birou, gen că vrei să mergi la birou. Uh-huh. Dar cumva, oricând,
nu are sens din punct. Gândește că majoritatea pieței din România e intermediar, developer și clientul final, știi? Și developerul deja lucrează, ei deja fac freelancing, știi? Adică fac același lucru, numai că trec printr-un intermediar, știi? Și sunt curios, când e, nu știu, o firmă de produs, să zicem Adobe, îl vezi tot ca pe un intermediar? Adobe sau? E o firmă de produs, știi? Dar sunt puține firme de produs în România, majoritatea developer sunt în outsourcing. Uh-huh. Asta vreau să zic, când zici intermediar, te gândești la o companie care ăsta e jobul ei, să ia persoane, să negocieze un rate mai mare, să-i dea lui un rate mai mic și să ducă proiectele până la capăt. Exact, exact. Și majoritatea pieței e asta, asta facem noi, servicii, asta e România, știi? Există și companiile astea, gen Adobe și așa mai departe, care au development center-uri aici în România. Și acolo, să zicem, lucrez la niște produse interne, dar în același timp poți să faci chestia asta și pentru companii super faine de afară, știi? Adică poți să faci chestia asta și ca freelancer pentru companii mișto. Și din punctul ăsta de vedere, oricum lucrezi de acasă și nu are sens, că tot munca asta e, numai că poate nu faci glumele în română pe Slack, le faci și în engleză, știi, dacă le faci. Și ai și mai multă flexibilitate, de multe ori ai și bani mai mulți. Adică încă nu găsesc, nu știu care e motivul ăla pentru care rămâne. Și tu zici, bănuiesc, pentru publicul ăsta țintă pe care l-ai definit tu, oameni cu experiență, 3 plus ani, definiți voi de cele mai multe ori, în zona asta de programare. Sau pentru toți, zici. Pentru oamenii cu experiență mă raportez. Că oamenii la început de drum ajută cumva să lucreze într-o echipă, poate chiar să fie on-site, dacă poate să meargă la birou, știi? Uh-huh. Că e o chimie mai faină acolo. Uite, noi cu oamenii în echipa noastră, noi mergem la birou, știi? Și de ce mergem la birou? Că noi luăm oameni care îi creștem noi, știi? Îi luăm oameni care poate au primul lor job în viața lor ca să lucreze și atunci noi trebuie să-i creștem la zero, să-i învățăm ce înseamnă. Și clar e altceva când vă întâlniți toți. Da, și ne întâlnim toți, vorbim, uite, ai o problemă asta, nu știu ce, că de asta suntem la birou, știi? Dar în momentul în care ești profesionist și în care nu mai ai nevoie de ghidajul ăsta din exterior și livrezi mare parte a timpului. Exact, atunci nu prea mai are sens biroul și, din nou, de ce să fii freelancer, știi, când poți. Ok. Bine, asta a fost și un pic servită la fileu, dar asta e, am vrut să văd cumva dacă vezi și beneficii sau să clarificăm. Cum ziceai și tu, când zici duc toți programatorii la 10.000 de euro, e o comunicare, e un marketing acolo, dar nu poți tot timpul să transmiți, duc toți programatorii cu minim 3 ani, adică nu poți tot timpul să dai informația asta. Și uneori e nevoie să intri un pic în detalii ca să se înțeleagă propoziția aia, la ce se referă în esență. E greu să explici într-o singură frază, știi, dar cumva tot repetând, că repet lucrurile. Mulți oameni confundă, cred că, și îmi scriu și pe Instagram oameni, băi, Cristi, pot să fac freelancing, n-am experiență, știi? Bă, nu poți să faci freelancing, știi? Adică repet asta de 2 ani jumate, dar de asta și e nevoie să o repet mereu, știi? Ca să nu confunde oamenii și să nu creadă că avem formula aia magică de făcut bani peste noapte și vii și bate Cristi în degete și scurba. Și noi ne-am obișnuit cu chestia asta, că nouă ni se pare că în comunicarea pe care o facem cu Formaio în social media e foarte clar, adică tot ce prezentăm, că e un eveniment, că e un podcast, că e orice, toate informațiile sunt acolo. Și uneori când primim întrebări basic, să zicem, referitor, ne întrebăm, zic, reluăm iar, ce n-am făcut bine, ce n-am pus, nu știu, scrisul mai mare, trebuia mai clar, e chestia asta, că ți se pare că poate e clar mesajul, dar oamenii, fiecare îl percepe diferit, când mai dă un scroll, când... Exact, da. E foarte greu să ajungă mesajul tău exact așa cum vrei la cineva. Adică niciodată nu se întâmplă asta și tocmai de asta trebuie să repeți, să repeți, să repeți și de asta facem 100 de videouri pe canalul lui Raul, ca să explicăm ce facem și cum facem și de ce. Am vrut să menționez și asta, că voi sunteți efectiv peste tot. Eu n-am să mi apară clip de la recomandate undeva. Bine, eu vă și urmăresc pe Instagram și atunci am și acolo, dar postați foarte, foarte des. Mai aveam o întrebare aici la... Auzi, Vlad, cât era atunci când te-ai uitat tu? Cât? La timp? La trecut, au trecut vreo 4-5. Ok. Te grăbești? Mai stăm? Okay. Că eu tot timpul, odată îmi place să vorbesc mult, îmi fac listă mare de întrebări, mai și deraiem și de asta podcasturile pe care le moderez eu și nu le moderează Vlad, se duc mai departe. Mergem, înainte. Bun. Eu mai aveam aici o chestie notată. Cum vezi tu, sună basic întrebarea, dar îi găsim, cum vezi, tu lucrezi cu foarte mulți programatori, mulți clienți din afară, multe stack-uri de tehnologii,
printre oamenii care se uită sunt și oameni tehnici sau viitori tehnici în zona asta, pe ce vezi tu că e interes mai mare și acum în prezent, dar poate ce vezi peste, nu știu, 2, 3, 5 ani că ar fi căutat, bine plătit, oricum vrei tu să, să te duci? Băi, ideea de bază e că cumva tot ce e în outsourcing-ul din, din România o să găsești și în, în freelancing ca tehnologie. Știi că, practic, ce se întâmplă? Piața din România e o, un subset din piața globală. Și tehnologiile care cumva ajung aici sunt căutate și... sunt căutate și acolo, știi? Dar e, e ceva, e și din comun? Să zicem, una, două tehnologii care toată lumea caută, mereu există cerere... N-a zice că una, două, știi? Sunt mai multe. Adică ai lucrurile de bază gen Java, .NET, cu framework-urile aferente, .NET Core și Java Spring și așa mai departe, Python cu Django, pe front-end ai React cu Angular, cu Vue.js, știi? Mai adică... mult React sau mai mult Angular? Greu de spus. Adică, adică știu, știu rate-uri super faine și pe Angular, știu rate-uri super faine și pe React. Nu, nu pot, nu, chiar nu pot să diferenție să zic că, băi... Eu am lucrat numai cu React și de asta n-am. Credeam că... React e super jumecher, e super jumecher. E super, super căutat. Ce pot să observ e că, ok, uite, poate ideea de microservicii sau de cloud sau așa mai departe, îți dai seama că e puțin mai, mai high level din punctul ăsta. E un trend în direcția asta. Și apoi sunt poate lucruri mai subtile pe care cumva îți dai seama când, când faci freelancing. Asta e fain, și să faci freelancing și să ai control la achiziția asta de clienți. Că sunt, vreau să clarific o chestie. Sunt mulți oameni care fac freelancing, știi, și vin, vine cineva către ei și le spune că îți dau un contract pe PFA. Ceea ce ratează ideea de freelancing, știi? Adică, ok, obții contractul respectiv, dar ideea de freelancing e ca tu să faci achiziția de clienți, tu să-ți alegi clienții, să ai în față 5, 6, 7 contracte care să fie pe rate-uri bune și pe rate-uri faine, să alegi pe care vrei tu să-ți vândă clienții aia că vor să, vrei să, să vor lucreze, să... da. Și apoi, practic, având puterea asta de a face, de a găsi tu clienții, îți dai seama din piață și de care sunt subtilitățile pe nișa ta specifică și ce se caută și cam încotro să duc lucrurile și asta e un lucru pe care vrei să-l faci tu constant pentru tine ca să știi ce îți place ție și cum te mulezi în funcție de preferințele tale. Da, cum găsești tale. Echilibru între piață și... și preferințele tale, exact. Voi, e clar că îi ajutați pe oameni să-și găsească clienți, dar e la modul, întrebarea e, voi le găsiți clienți sau pur și simplu îi învățați niște lucruri în așa fel încât ei poate să-și găsească clienți singuri? Îi învățăm să-și găsească sine. Adică scopul meu e ca ei după ce lucrează cu mine să nu aibă nevoie de mine să facă freelancing, știi? Și atunci, practic, noi învățăm cum să găsească clienții ăștia și cum să aibă tot timpul abundență de clienți astfel încât să nu... Mă gândeam mai mult, primul client, să zicem. Deci nici acolo. Cumva e... Păi nu, asta e ideea, știi? Să spui tu pe picioare achiziția și tu să ai încredere în tine că poți să faci asta. Că asta e chestia de încredere, e foarte importantă, știi? Că dacă ești... Deci voi faceți coaching și pe mindset. Absolut, absolut. Nu e doar... Nu există altfel. Adică e atât de multă toxicitate în corporațiile astea, nici nu-ți vine să crezi. O să spun o chestie faină legată de corporații după aia. Deci ideea e că tu ca freelancer vrei să ai încrederea în primul rând în tine, ca să-ți stabilitate ca freelancer. Că tu ai încrederea în tine că poți oricând să generezi alt contract. Și asta ce îți permite? Îți permite că dacă contractul ăsta pe care l-ai acum merge nașpa și clientul nu se comportă ok cu tine, tu să poți să spui nu. Îți poți respecta niște principii. Poți să spun, bă, nu mai lucrez cu tine, că nu-mi place. Pur și simplu mă duc, am alte oportunități care mă aștept mai bune. Pe când dacă n-ai încrederea asta în tine, o să accepti bullshit de la client și o să intri într-o viață aiurea, care o să fie freelancing-ul la nașpa, că e și freelancing nașpa acolo, nu e numai totul roz și frumos dacă nu știi să gestionezi lucrurile. Clar. Și o să ai o viață mai nașpa freelancing decât în corporații. Apropo că mă întrebai, uite, ăsta e un punct bun, știi? E mai bine să rămâi angajat decât să faci freelancing prost. Că există și freelancing prost acolo, știi? Și decât să faci freelancing prost, mai bine rămâi angajat. Am găsit un beneficiu. Și dar freelancing-ul prost nu se întâmplă cu noi, știi? Dacă... Da, oricum vreau să menționez și eu în caz că cineva nu a fost atent până acum. Și cumva asta e ideea, că tu vrei să-ți obții clienții ca să capeți încrederea în tine. Și asta înseamnă freelancing din punctul meu de vedere, știi? Că ai tot timpul încrederea că poți obții clienți, știi cum să-i găsești, ai flexibilitate, independență de locație, de timp și de alegere proiecte și tot pachetul ăsta care vine. Ok. Ziceai că vrei să mergi ceva de piața IT, asta era? Sau... Da. Nu. E o chestie faină pe care am descoperit acum. Ideea că
Piața... Dai spoiler din clip, din clipul da. Duminică. Vrei să-ți dau sau nu-ți dau? Da, normal, ca să... Okay. Dar o să-l postezi înainte, dar e ok. E, ideea e că în piața asta știi că sunt mulți intermediari și majoritar piața de intermediari. Uh-huh. Și atunci, ideea asta de intermediar e greșită, știi că e by design greșită, business modelul ăsta. Pentru că ce se întâmplă? Intermediarul are un incentiv setat greșit și aici apare ceea ce se cheamă bipolaritate de credințe. În sensul că intermediarul are clientul care vorbește și are developerul cu care vorbește. Ăsta îi cere, nu știu, 12.000 de euro pe lună, ăsta trebuie să-i dea 2.000 de euro pe lună, știi? Și acum, intermediarul trebuie să convingă clientul că, băi, developerul pe care eu ți-l vând e de 12.000 de euro pe lună. Și pe el trebuie să-l convingă. Și pe el trebuie să-l convingă că e de 2.000 de euro pe lună, știi, pe developer. Da. Și e super mindfuck dacă stai să te gândești. Și se face chestia asta, știi? Și se face la un nivel foarte urât în anumite firme. Uh-huh. Și asta, pentru developer, e cel mai nasol. Pentru că... rămâne blocat poate ani de zile la un nivel și știu, eu lucrez cu oameni și știu situații în care oamenii stau blocați în firme doar pentru că le-a spus cineva că tu nu ești senior. Când de fapt ei erau mega senior, știi, adică what the fuck, știi, adică e la modul ăsta. E clar că se întâmplă în foarte multe companii chestia asta. Eu vreau să fac o chestie. Acum, să zicem, am ajuns la întâlna secțiunea cu, mă rog, cu mici paranteze, cu Cristiumul de business. Am intrat deja în piața fără să fac eu ceva natural în piața de IT și vreau să menționez o chestie, că mi se pare interesantă. Din exterior, ce faceți voi cu ce facem noi la Formaio, poate să pară că, și într-un fel și este, din lumi diferite sau din, nu știu, aborda situația... diferit. Și ca să fiu și mai concret, anticorporație, lucruri negative, toxicitate, noi lucrăm odată în România, în companii de IT, colaborăm cu ele, îi ajutăm pe oameni care vor să ajungă la corporații, momentan mult public mai junior, dar am făcut evenimente și pentru oameni mid-senior. Și de asta mi se pare interesant conversația asta pe care o să o avem din piața IT cu doi oameni care, eu sunt de acord cu tot ce ai zis tu până acum, dar sunt niște chestii care se contrazic în activitatea noastră zilnică. Yeah. Eu nu sunt, corporație nu sunt neapărat evil, știi? Adică nu vreau să zic chestia asta și eu am respect pentru oameni de business care, de exemplu, au și firmele astea de intermediere, că nu înseamnă că sunt neapărat... The villain, știi? Adică nu e la modul ăsta. Și da, acolo după aia e o diferență de etică între ce înseamnă antreprenoriat ok și ce înseamnă antreprenoriat de exploatare, știi? Și în momentul în care tu îl joci psihologic pe developerul ăla ca să faci o grămadă de bani de pe el și să-i mărești comisioanele și eventual să îl ții în burnout în weekend că ai setat tu niște deadline-uri care nu sunt ok pentru el și n-ai de consultat cu el, acolo nu o să mai fiu de acord, știi? Și în momentul în care developerul ăsta vrea să plece pentru că știe că poate să obțină mai mulți bani și tu îi pui pielii să facă chestia asta, că la mine îți dai în judecată sau așa mai departe, iar nu o să fiu de acord cu tine, știi? Adică dacă intermediarul ăsta, ok, faci bani de pe urma developerului, faci câteva zeci de mii de euro anual, dacă omul ăsta vrea să plece, bă, ajută-l să plece, ajută să meargă spre mai bine, știi? Da, măcar nu-l minții. Da, de asta mi se părea interesant că avem, că la multe podcast-uri sau la multe interviuri sunt oameni care, de o parte și de cealaltă a mesei, aceeași direcție, aceeași activitate, zâmbim și asta mergem e bine, acasă. Știi, că e bine că nu trebuie să fie toată lumea pe aceeași idee de undă, că atunci n-ar mai avea sens discuția, știi? Gen, clar. Dacă ar fi toți în aceeași sentiment, știi? Și cumva, eu vedeam realitatea asta din piața IT, pentru, deși tu o să duci, voi o să duceți toți programatorii la 10.000 de euro, tot o să rămână oameni în IT, în România, care o să lucreze la corporații. Și cred că dacă ei extrag niște lucruri pe care le zis tu astăzi, odată să știe valoarea, să rămână, nu știu, în companii, chiar și în România, unde să simtă, nu știu, partea asta, că e un proiect mișto, o echipă mișto, angajatorul financiar te răsplătește, ok, nu o să poată să-ți ofere niciodată salariul din America, pentru că nu are sens să aibă sediu aici. Ar lucra diferit. De asta zic, să extragă niște lucruri de la tine, să-și facă viața într-o companie din România mai bună. Da. Eu zic, dar știi la ce mă refer? Eu zic piața IT, nu zic programatori. Da.
care piața IT e, acum cam toată lumea lucrează în IT, mă rog, toată lumea. Da. Sunt foarte multe joburi. Exact. Eu nu știu cum funcționează piața de freelancing pentru alte joburi, știi? Adică pentru, nu știu, baze de date sau așa mai departe. Baze de date, da, exact. Testare, zona de produs. Acolo, nu știu, eu ce spun legat de freelancing se aplică pe exact nișa asta pe care eu operez, care sunt programator, developer, zona asta de DevOps, embedded și așa mai departe, știi? Deci pe asta, aici sunt viziunile mele și din punctul meu de vedere, modelul ăsta care e în piață din România e puțin expirat, știi? În sensul că nu e neapărat că trebuie să dispară, numai că cel puțin trebuie să reinventeze, știi? Trebuie să se schimbe într-o direcție sau alta. Și efortul ce facem noi în Libertate în IT nu e ceva că vrem să distrugem corporația sau așa mai departe, că e o schimbare care e naturală, adică nu e neapărat că o modificăm noi, dar în timp o să se întâmple treaba asta, poate cel mult o accelerăm într-un fel sau altul, știi? Și atunci, ce pune chestia asta? Ok, dacă chiar, dacă business-ul ăsta chiar aduc valoare pentru angajați și se justifică pentru angajat să stea 3.000 de euro și în loc să ia el 10.000 de euro în buzunar și să plătească 7.000 de euro în ghilimele în comisiune intermediere, dacă el vede valoare de ăia 7.000 de euro să-i dea angajatorului, ok, cine sunt eu să judec chestia asta? Da, cumva, și cred că fiecare, mi se pare foarte bun punctul ăsta tău, că fiecare ar trebui să se întrebe, ok, aș vrea să depun un pic mai mult efort cu tot ce vine, să zicem, cu freelancing-ul și să câștig mai mulți bani. Dacă răspunsul e da și rămâi, e vina ta cumva că nu poți să treci peste niște chestii. De dacă răspunsul, dacă, exact cum știi tu, poate pentru unii, eu cred că pentru unii are sens. De. Are sens în ideea în care ei poate își pun întrebarea invers. Eu cu, nu știu, 3.000 de euro pe lună am viața pe care mi-o doresc, stau pe spate. Da. Cred că fiecare trebuie să-și pună întrebarea, cumva să... Eu mă puneam în locul unor oameni din IT care văd clipurile tale și zic, unii zic pe drept, bă, eu stau degeaba aici, eu aș putea câștiga mult mai mulți bani, mai multă libertate, dar poate sunt unii pentru care nu se potrivește și se simt, știi, aiurea. Și de asta mi se pare super mișto că am avut direcțiile astea. Fiecare trebuie să-și ia procesul, nu? Să-și pună întrebările, cum faci tu săptămânal cu jurnalul, să-și pună cumva și întrebările. Să fie sincer, știi, cu ei. Adică, uite, sunt mulți oameni care nu mai sunt așa pasionați de programare, știi, și care, bă, poate nu vreau să mai fac programare pe înainte și atunci n-are rost să trec în freelancing, știi, care e scopul. Și dacă nu mai am entuziasmul ăsta, știi, că eu vorbesc cu mulți programatori și știu că mulți, după un timp, e doar o meserie să mai facă niște bani, știi, adică să plătească facturile. Și atunci trebuie să întrebi, ok, vreau să fac ceva diferit sau mai rămân în industria asta, știi? Și totul ține aici de obiective, ok, ce vrei de fapt, că nu vrei să treci în freelancing doar de dragul freelancingului și merg aici să spun chiar că nu vrei să treci doar de dragul banilor, ci trebuie să fie ceva dincolo de bani. Eu tot timpul oameni care vin să lucreze cu mine, dacă îmi spun că doar vreau să fac mai mulți bani, nu, adică, ok, de ce vrei să faci mai mulți bani? Ce reprezintă banii aia pentru tine? Știi că dacă doar asta e motivația ta, la un moment dat s-ar putea să se rupă, știi? Că e o cifră, nu e, banii sunt ireali, nu există din punctul ăsta de vedere, știi? Dar dacă... Asta am observat și eu, că cumva te bucuri de ei, de orice mărire sau, mă rog, bani așa, o perioadă, uneori, nu știu, o lună, două, trei, așa, dar după... Da. Cum te simți tu zilnic, nu mai contează că ai niște mii de euro în plus. Da, da. Adică nu ți aduc fericire. Și faptul că ești freelancer, că ai 10.000 de euro sau 20.000 de euro pe lună sau ai 5.000, poți să fii mai fericit la 5.000 de euro. Dar întrebarea e, ok, ce îți deblochează banii aia pentru tine? Știi, poți să-ți iei o casă mai rapid, poți să-ți scapi de credit. Să călătorești în lume, să-ți ajungi familia, să-ți ajungi prietenii, să nu mai fie nevoie să te uiți la cel mai ieftin Airbnb când pleci în excursie cu soția, să poți să-ți iei un laptop șmecher dacă vrei să-ți iei laptopul la șmecher când vrei, știi? Cumva sunt lucrurile astea pe care fiecare și le pune în balanță, știi? Adică din punctul ăsta de vedere e chestia. Eu sunt, mindset-ul meu e că, băi, dacă eu sunt un profesionist, tot timpul trebuie să fiu plătit la cel mai înalt nivel pe care pot să-l obțin, știi? Adică e o chestie cumva de asumare, la modul că, bă, vreau să obțin maximul, pentru că vreau să cresc continuu, vreau să fiu tot timpul răsplătit pentru munca mea și o chestie de respect personal față de mine. Și asta e cumva mindset-ul pe care eu l-am față de mine și asta e viziunea pe care eu am și de asta cred că toți oamenii din programare, din development, dacă vor să facă asta în continuare pentru următorii ani, atunci trebuie să maximizeze banii pe care obțin pentru timpul ăla oricum, știi, adică n-are Uite, sens. E interesant. Ăsta e sfatul pe care îl dau și eu tot timpul oamenilor cu care vorbesc, angajați în companii, cu eu viziunea mea e că tu îți vinzi timpul pentru bani, indiferent că e mai sunt și alte nuanțe, dar la bază, nu știu, economic vorbind, asta faci. Și mai sunt oameni care îmi zic
că stau pe un salariu mai mic într-o companie pentru că, nu știu, le-au oferit un training sau că sunt doar de un an acolo sau și eu... Scuze. Păi da, da, și știu că sunt oameni buni și oameni care livrează, oameni care muncesc și le zic fix chestia asta. Deci tu îți vinzi timpul pentru bani, piața e la anumit nivel, tu livrezi mult mai mult decât, nu știu, ești plătit. Ce contează că au trecut 3 luni, că ai primit un training? Adică... Trainingul ăla tot din bani tăi vine, știi? Că dacă te uiți, e un comision pe care îl ia firma respectivă, din comisionul ăla îți plătește și concediu, îți plătește și beneficii, îți plătește și traininguri, îți plătește și bench-ul ăla, știi că există unele firme, ideea de bench, dacă n-au proiecte, te pun pe bench, stai pe banca de rezerve. Și ideea e că vrei să ai bani ca să ai control să faci tu ce vrei cu banii. Dacă vrei să iei cursuri, îți iei câte cursuri vrei de diferența de 7.000 de euro lunar și dacă vrei să mergi în excursii sau în team building-uri, mergi în câte vrei, că ai tu control, vin banii de la tine, nu decide altcineva că ok, ia un training de aici, știi? Mm-hmm. Asta ar fi mișto, știi, ca toată lumea să, odată să-și ia multe informații. Asta e piața cu atât, asta e experiența mea, să mă testez așa și să fii a doua oară sincer cu tine, foarte important. După ce strângi toate informațiile astea, e mult mai ușor să iei decizii hotărât și asumat. Da. Decât să presupui să te uiți stânga-dreapta sau... Uite, o chestie foarte deep pe care o văd la oameni e că se întâmplă chestia asta și că se pierde puțin entuziasm în față de muncă, pentru că sunt niște proiecte care nu sunt cele mai fericite în joburile astea, de multe ori. Și atunci entuziasmul ăla e găsit în altă parte, în zone precum, nu știu, poate investiții în cripto sau investiții în imobiliare sau așa mai departe și ajungi să devii, nu știu, reparator de apartament chiar dacă e apartamentul tău, știi, să pui atât de mult timp și energie în chestia respectivă, când dacă prioritizai puțin mai bine lucrurile, puteai să investești în tine, să treci la următorul nivel financiar și eventual să rezolvi toată partea asta de a renova un apartament, să nu stai un an de zile să-l faci, să delegi pe altcineva, știi, să dar aici e cumva chestia asta de că omul e entuziasmat și că ok, îmi fac apartamentul meu, dar entuziasmul ăla apare pentru că de fapt mi-a pierdut entuziasmul față de ce făceam până acum și nu mai am drive-ul ăla. Și atunci pot, întrebarea pe care aș pune aici e, pot să obțin drive-ul ăla în munca, în timpul pe care îl schimb pentru banii acum, pentru că acolo oricum o să-mi petrec o bună parte din timp. Adică pot în alea 8 ore să le revitalizez, să reaprind scânteia, să reaprind dragostea acolo. Foarte romantic. Exact. Și apoi să reorganizez alte priorități sau e o cauză pierdută și o las de tot și mă duc și încerc să fac compromisul ăsta și merg cu viața în alte părți. Îmi place că am ajuns și în zona asta de care oricum e și caracteristică a ta cu mindset-ul, cu gândire, cu cum să iei decizii și un pic deep așa, dacă vrei. Este, da. Mai aveam o singură întrebare mai profi, dacă vrei, și ți-am promis că o să o pun înainte să începem podcastul, legat de blockchain. Așa. Dacă o să mă limitez doar la chestia tehnică, să zicem. Ziceai că n-ați avut neapărat încă un freelancer care să lucreze pe blockchain, pe un protocol, pe... Nu sunt, adică n-au început pe asta, cred că au primit unii din ei ceva propunere, dar nu mai știu dacă au semnat sau au început să lucreze. Mm-hmm. Întrebarea și informația pe care vreau să iau de la tine, poate sunt sigur că oamenii sunt curioși, dacă există, nu știu, cerere în zona asta de freelancing, dacă știi că ar fi cerere chiar și ca angajat, nu știu, la companii din afară, Coinbase sau orice altceva în zona de blockchain. Există cerere pe blockchain, da, există, dar sunt foarte puțini developeri și... Mm-hmm. Și, nu știu, ai și ceva mai specific legat de stack-ul tehnologic pe care, nu știu, oamenii ar putea să se concentreze dacă vor să înceapă? Aici, Solidity, cred că e o zonă, dar nu prea știu eu foarte bine care, cât de vastă e zona asta de cripto, ca să-mi dau cu părerea, știi? Dar știu că sunt oameni care caută developer pe zona asta de blockchain, știi, și ca să dezvolte produse. De fapt, chiar am un prieten care lucrează pe chestia asta. Acum îmi dau seama, știi, că lucrează pe un produs de genul. Și poate ne dai contactul lui, că căutăm oameni pe blockchain să vorbim cu ei. Da? Da, sigur, te pun în contact. Absolut. Perfect, ți-am și filmat, na, trebuie să... Absolut. Și nu știu dacă vi-l permiteți acum. Da, vedem. Și da, e o cerere mare, e o zonă puțin, cumva zona asta mai nișată, știi, cum sunt mai multe zone, cumva și parte de machine learning sau așa mai departe, în care e mai nișat, dar atunci e mai bine răsplătit.
știi, uh-huh. în momentul în care și știi să... Tu ai recomandat cuiva care poate la început s-a jucat cu niște limbaje de programare, n-are cine știe ce experiență, să meargă pe zona asta, să investească timp, să se specializeze? N-aș ști ce să zic aici. A zice că odată ce înțelegi niște principii, nu știu exact cum e format zona asta ca principii de limbaje și așa mai departe. Și adică sunt familiar, să zic așa, cu Java, .NET, uh-huh. înțeleg că acolo cam care e paradigma și nu știu ce impune paradigma asta, că n-am intrat niciodată în ea, tehnic vorbim. Oricum, eu din ce m-am uitat pe, scuze că te întrerup, pe joburi, sunt multe joburi în zona asta când zici blockchain developer, în care nu e 100%, nu scrii solid toată ziua. Sunt foarte multe în care, nu știu, ești un full stack, să zicem, care știe să scrie și pe blockchain și atunci ești un super full stack. Da. Nu prea am văzut joburi full pe protocol, pe, nu știu, smart contracts, pe orice. Da, deci poate o să fie o combinație. Atunci ideal să fie o complementaritate. Știi? Adică, băi, eu sunt pe principiu că, bă, când încep, dacă îți place ceva și te motivează, go for it, învață chestia aia. Mm-hmm. Adică, ok, n-ai nimic de pierdut. Adică, până la urmă, dacă chiar ești mare și te duce capul, înveți partea asta de solidity, după care o să înveți orice limbaj, framework, când ai nevoie și oricum poți să faci asta oricând. Știi? Adică, nu e ca și cum e viața pierdută. Deci, dacă e cineva și mă uit aici la cineva la început, dacă asta te pasionează și așa mai departe, go for it și învață, vezi unde te duce de acolo, știi? Că la început e bine să te duci în mai multe zone, să experimentezi, să vezi, ok, unde te duci, ce-ți place, care e faza. Mă entuziasmează asta, nu mă entuziasmează, dacă n-ai altfel cum să știi. Adică, da, mă auzi pe mine vorbind, te aud pe tine poate vorbind și pe mai mulți alții, dar până când nu o simți tu pe pielea ta... Deci să nu pune neapărat accent pe asta se cere și o să fie de viitor, ci mai degrabă pe ce îi place lui să facă, lui ei. Da, dar na, e cu un, adică nu... Poți să ții cont și de piață un pic. Da, trebuie să găsești un echilibru acolo, știi? Vrei să găsești un echilibru, că nici să ignori piața complet nu poți, că așa poate toți am vrea să cântăm la chitară. Și na, e și aia faină, nu pune bani pe masă, știi? Sunt curios cum ai scala un business acolo, cum scalezi, cum dai 100.000 de euro pe mentori pentru gașcă, chitară, grozăvești. Acolo... Cine știe? Băi, business de muzică e foarte mult pe network și pe relație, că nu e neapărat pe talent, ceea ce mă avantajează, că n-am talent. Dar deci asta e bifată. E bifată asta. Da. Și practic trebuie să găsesc cumva oameni care sunt în industria asta și știu ceva oameni care sunt în industria asta, dar trebuie să am focus și timp ca să fac asta, deocamdată nu e focusul nostru. Uh-huh. Ok, din păcate mi-a mai venit o întrebare serioasă, dar putem încerca să răspundem pe scurt. Ce părere ai de equity, când primești pe lângă salariu, primești și equity în companie și dacă ați avut freelanceri care au oferte de genul? Am avut, dar tot timpul le refuzăm. Adică nu le refuzăm, dar la modul neapărat să fie bani și după aia dacă e un surplus de equity pe lângă partea financiară. Ați care... primit full, adică să fie plătit integral în equity? Nu acceptăm asta, gen. Nu acceptăm să fie full equity. Nu, dar zic, pe asta le respingeați? Da. Sau indiferent dacă era, nu știu, jumate-jumate sau... Nu, adică ideea e în felul următor. Oamenii când vin să lucreze, ok, au un obiectiv, vreau să ajung la, nu știu, 80 de euro pe oră, știi? Să ajung la banii ăștia. După care dacă ai un client care îți dă 80 de euro pe oră și pe lângă asta îți dă și equity, ok. Poți să mergi mai departe. Dacă îți dă 75 de euro pe oră și equity, nu. Poți să te întrebi de ce? Pentru că equity nu sunt bani pe care ai, nu e în controlul tău, sunt beneficii. Și tu ca freelancer vrei să ai bani, vrei să ai control ca să decizi tu ce faci cu banii respectivi și nu vrei să fii prins în proiectul respectiv. Știi că tu, de ce îți dau equity? Îți dau equity ca să fii investit în companie, să stai acolo mai mult timp, știi? Și să vrei să le aduci valoare. Dar eu dacă sunt profesionist și sunt un expert, oricum le aduc valoare, că de asta merg acolo, de asta sunt, mă luam să lucrez cu voi, știi? Și atunci o să vreau să fiu plătit în primul rând pentru valoarea mea cu bani, că asta e valoarea mea, punct. Și dacă voi vreți să-mi dați niște bonusuri să mă incentivați pe lângă asta, ok, o să accept și chestia asta, dar nu o să fac, valoarea mea e asta, pe banii ăștia lucrez, pe orice beneficii mi-a dat voi, vreau banii ăștia, știi? Ok, eram surprins de răspuns și de asta eram curios de ce. Cumva viziunea mea, dar nu e neapărat legat de equity în general, ci că părerea mea e că aproape orice, nu chiar orice om, majoritatea de pe planeta asta ar fi bine să aibă totuși și equity în ceva. Fie că sunt companii, fie că e cripto pentru cine vrea, fie că sunt imobiliare, fie, adică să se mai echilibreze un pic balanța globală.
Dar înțeleg ce zici tu, adică asta e un caz concret. Ce zic eu, nu exclui neapărat ce spui tu, e doar ordinea în care primești lucrurile respective. Că tu poți să primești banii și apoi să decizi tu, ok, o să-mi pun banii în acțiune dacă vreau să fac da, asta. Da. Sau o să investesc în ce mă taie pe mine. Da, capul. Una nu anulează pe cealaltă. Exact. Numai că în momentul în care decide altcineva ce se întâmplă cu banii mei, acolo e o problemă, știi? Adică vreau eu să decid ce se întâmplă cu banii mei. La fel și cu pensia la statul român, știi? Că oamenii zic că faci freelancing și nu ai pensie la statul român. Cotizezi la pensie, cotizezi la pensia minimă, că ești obligat să faci chestia asta. Poți să cotizezi mai mult dacă vrei, dar asta e fain, știi? Că tu primești banii, aleg dacă vreau să-mi dau banii la statul român, să mă baiez pe pensia la statul român, sau dacă vreau să fac altceva cu banii și dacă fac 10.000 de euro pe lună și 1 milion de euro în următorii 10 ani, din milionul ăla de euro să-mi fac un venit pasiv dacă cred că sunt mai bun ca statul român. Ceea ce nu știu cât de greu e de opțiune. Știi? Părerea mea e că cine lucrează, nu neapărat în freelancing, până și în companii, în IT, în România, dacă are nevoie la 50-60 de ani de pensie, ceva a fost greșit. N-ai cum, nu există. Să depinzi de cât or fi 1.000, 2.000, 3.000 de lei pe lună atunci, după ce ai lucrat în IT, că ai fost freelancer, nu mai zic, dar inclusiv în companii, chiar n-ar, ceva s-a întâmplat greșit. E un pariu riscant, să zic așa, e un pariu riscant pe care îl faci, nu știu, eu nu vreau să-mi asum așa ceva. Da, ești gata de cancan? Să vedem. Adică am terminat partea serioasă și am notat așa câteva chestii, să vedem, trecem prin ele. La un moment dat ai făcut o sesiune de shopping în Milano, mi-a plăcut foarte mult ce ai povestit și cum ai zis tu că ai simțit experiența, că deși ai dat niște bani în plus, a fost calitatea materialelor și toată chestia, cineva te-a ajutat să-ți alegi hainele. Rolex, despre care promiți de 100 de ani că faci un clip și n-ai făcut. Vine, da. Am multe pe țeavă acum, am foarte multe. Steak-uri și așa mai departe, le-am menționat pe astea. Am zis cancan, dar nu vreau să mă duc în zona asta, eram curios mai mult. Eu când te-am văzut de la început pe YouTube și tu ai fost destul de public cu chestia asta, păreai un om minimalist, dacă pot să te numesc așa. Focusul tău era să crești, să te dezvolți, să faci multe chestii și nu vedeam și partea asta. A venit și voiam să te întreb pe tine cum ai văzut, nu știu, upgrade-ul ăsta de lifestyle, dacă vrei, a venit treptat, a venit dintr-o dată, ți-a fost greu la modul să ieși din obișnuința ta de a nu cheltui bani pe diferite lucruri, atât de mulți bani. Cum ai simțit trecerea asta? Nu, adică nu am un lifestyle extraordinar, la modul că nu sunt mult, mult diferit. Am o chirie mai bună acum față de acum 2 ani jumate. Am niște haine mai puțin mai scumpe, să zic așa. Ceasul ăsta care e cumva e și o investiție, că de asta e cumva și un store of value acolo, că își păstrează în timp valoarea Rolex-urile astea, știi, și asta e fain la ele. Dar nu m-am schimbat chiar așa de mult, știi? Adică tot mă duc, merg cu trenul, de exemplu, merg cu trotineta în București, îmi place chestia să merg și cu bicicleta, merg în excursie pe munte cu prietenii, când la chitară, dorm la cabană unde e WC-ul afară și frig și... Ok, deci totuși ai simțit upgrade-ul ăsta de lifestyle, treptat și cumva natural, nimic... Da, da. Adică am avut acces la niște cercuri de oameni puțin mai înalte și atunci... Da, ce îmi place foarte mult e că am acces la foarte multe tipuri de oameni, știi? Mă duc și introduci următoarea întrebare atât de bine. Da, adică pot să mă duc și la țară să mă simt bine cu oamenii de acolo, pot să mă duc și la o petrecere fancy, pot să mă duc și la oameni care, nu știu, au doctorate și business-uri și așa mai departe și toate lucrurile astea, pentru mine e important să mă simt bine în fiecare context și să nu depindă neapărat de... Ok, că asta e mare, eu petrece mai scumpă sau că e mai puțin scumpă, nu mă interesează așa mult, știi? Eu empatizez mult cu ideea asta și eu mă simt foarte bine când interacționez cu oameni care sunt afară din bula mea. Da, da. Exact cum ai descris și tu foarte bine. Și zic următoarea întrebare. Ia să vedem. Ca să vezi cât de bine s-a legat. Nu cred că te-ar fi văzut nimeni într-un interviu cu Jador, l-am menționat din nou, dar întrebarea era de fapt... mai mult către Andra și Răzvan Gogan, cu care lumea asociază cu copii, cu vlogurile pe care le făceau ei atunci. Și tu te-ai întâlnit cu ei, ieșit la masă, a stat de vorbă și cumva, bine, întrebarea poate nu mai are sens neapărat acum că ai răspuns deja. Eram curios cum te-ai simțit, dar ai răspuns deja, cum te-ai simțit când interacționezi cu oameni, dacă cauți chestia asta, dacă... Nu știu.
Bă, adică toți oameni care nu sunt din bula ta. Toți oamenii ăștia pe care îi vezi pe internet, care sunt top, indiferent că vorbim de manele și de sau și ce face Andra și Răzvan, care sunt bine, sunt cu totul altă sferă și o sferă destul de mișto. Sunt oameni foarte, foarte faini, știi? Adică mulți aruncă, nu știu, pe Jador, sigur îl înjură foarte mulți oameni ca manelistul ăla, nu știu ce, știi? Eu cred că multă lumea iubește pe Jador. Sunt foarte mulți care, adică... care îl apreciază, dar în același timp, la finalul zilei, e un om mișto, știi? Și asta mi-am dat seama că cât oamenii sunt mai sus, nu sunt întâmplător acolo, știi? Adică au o, au o personalitate, au... au o calitate umană, știi? Au o calitate umană pe care, pe care o apreciez cel puțin, știi? Și la fel și Jador, n-am interacționat foarte mult cu el, adică ai văzut în video cam cât am vorbit. Aia a fost tot? Eu am crezut că ați fost. Bine, am mai stat pe acolo, știi? Dar, era petrecerea muzică tare, nu era la modul că am stat noi la povești 3 ore, știi? La pahar cu Jador. Dar foarte, foarte Caterin, că știi, că mi-a plăcut tare mult, mi-e place să vorbesc cu el, știi, și așa mai departe. Cu Andra ai numărul lui Jador? Nu l-am. Am, poți să ajung la el dacă ai nevoie de dedicație. Sigur. Acolo sigur nu-mi permit. Și Andra și Răzvan, de exemplu, ei sunt niște creatori de conținut fantastici, adică, na, multă lume îi vede, ei cumva lasă să se vadă o parte din ceea ce fac, știi, că ei joacă, au personalitatea asta în online și oamenii știu pentru ceea ce sunt, dar oamenii ăștia sunt mult mai sârguințoși și perseverenți și muncitori decât poate să-și imagineze cineva vreodată, știi? Adică e atât de multă muncă pe care o pun în spate și eu am un respect foarte mare pentru ce fac. Sau uite, la fel cu George, m-am întâlnit, George Bucni, știi? George e mult mai deștept decât e, cât pare pe internet, cel puțin, dar așa... E, pare destul de deștept. Pare destul de deștept, dar e mult mai mult de atât, știi? Adică numai că nu arată neapărat chestia asta și nu știu dacă probabil o face intenționat sau... Adică cumva el vorbește pe limbajul oamenilor și cumva asta e slujba lui, să vorbească pe limbajul oamenilor, dar el știe lucruri mult mai multe decât vorbește, știi? Și de asta toți oamenii ăștia, imaginea social media e distorsionată față de ce e omul în realitate și la fel și pentru mine, știi? Că și eu sunt într-un fel pe internet și am și părți care poate nu ajung pe internet sau nu știu cum să le pun pe internet și atunci, na, am și alte valențe și atunci, da, sunt chestii descoperite în fiecare, în fiecare om. Ok, deci să încercăm și noi fiecare să găsim oameni diversi cu care să interacționăm. Absolut. Să absolut. Nu rămânem doar cu cercul nostru. Și nu numai oameni, să zicem așa, mai sus ca tine sau care sunt în aceeași industrie cu tine sau așa mai departe, ci și oameni care sunt de la care, pe care poți să-i înveți lucruri. Știi că în momentul în care înveți foarte multe. Adică mi-am dat seama de chestia asta. Eu, făcând YouTube, am învățat foarte multe numai prin faptul că fac video-urile, știi, că trebuie să-mi aranjez gândurile ca să le spun. Și numai aranjarea aia de gânduri e... Pe piramida învățării, nu? Cu vârful e să înveți pe alții, așa înveți tu cel mai bine. Da. Te-am stocărit și pe Instagram, cum am menționat de multe ori. Am văzut că tu urmărești foarte puțină lume. Ești foarte... Da, nu știu. Sau, mă rog, așa mi s-a părut mie, 100 de persoane urmărite. Îl urmărești pe Răzvan Munteanu, eu sunt super mare fan, probabil omul pe care îl admir cel mai mult din România. Și eram curios dacă mai sunt, nu știu, persoane către care te uiți, neapărat că aș vrea să ajung așa, ci așa, cu admirație. Din România sau în general? Poți să dai și răspuns. Cum... Bă, îți dai seama că sunt foarte mulți oameni în România la care mă uit cu admirație, adică cam toți oamenii din online românesc care au ajuns la un anumit nivel, mă uit la ei și băi, foarte tare, știi? Adică îmi place ce faci. Și e by default regula asta că dacă au ajuns acolo, au trecut prin niște etape, adică nu e nimic întâmplător, chiar nu e. N-ai cum să îți faci o comunitate faină sau să te urmărească toți oamenii. Dacă n-ai ceva. Dacă n-ai ceva și e imposibil, nu e noroc, știi? Că mulți au impresia că da, a făcut un clip și a ajuns să aibă... Nu e așa, știi? Și da, și Răzvan Munteanu e un tip super șmecher. M-am întâlnit chiar cu colegi de-ai lui din la Steakborg, știi, și am stat la povești și comunitatea de acolo foarte faină și oamenii de acolo super mișto. Și da, aș putea să numesc o tonă de persoane, și din vlogger, și din... Da. Ok, deci sunt mulți. Da, în general, oameni zici, tu ai zis mulți în zona asta de creator de conținut, sigur sunt și oameni de business. Absolut, absolut. Ok. Cred că am depășit timpul cu mult pe care îl setasem. Nu știu, vrei tu simți să mai zici ceva așa pe final sau mai am un joc rapid cu niște întrebări
asta sau asta. Hai să zicem jocul. Să dăm, dăm cu jocul. Nu știu ce să zic. Am spus multe, am vorbit, cred că am plictisit oamenii complet aici. Cei care au rămas până acum sigur nu s-au plictisit. Cred că au plecat la bucătărie să-și facă un sandwich, au lăsat hey, video să... Urmează jocul. Trezirea! Începe jocul. Ok, sunt vreo 6-7, hai să vedem. Acțiuni sau cripto? Cripto, acțiuni. De, rămâne pe acțiuni? Nu știu, bă, n-am niciuna, spun sincer, n-am niciuna. În momentul de față sunt... Dar trebuie să alegi una, n-am. Nu fac eu regulile, de fapt, ba da. Aleg cripto, că nu neapărat ca investiție, adică îmi place conceptul mai mult, știi? Mm-hmm. Îmi place ok, da. Muncă sau relaxare? Muncă. Rolex sau vacanță Maldive? Vacanță Maldive. Cristi de acum sau Cristi de peste 3 ani? Cristi de peste 3 ani. YouTube sau TikTok? YouTube. Plan sau intuiție? Intuiție planificată. Intuiție planificată. J'adore sau Vali Vigelie? J'adore. Da. Ți-am dat ușor aici, trebuia să, da, să joc mai bine. Din nou, vrei să mai transmiți ceva pe final sau fac încheierea și mergem? Băi, nu știu, mersi tare mult de invitație. A fost, chiar m-am bucurat de discuție și de, drag, de că... pregătire și am văzut că chiar a fost foarte bine structurată toată faza și mi-a plăcut mult. Și da, sper să fi fost de ajutor și dacă oamenii au întrebări sau așa, poate să-mi scrie pe Instagram, asta e de la sine înțeles. O să lăsăm toate conturile tale de parcă ar fi nevoie. Dar ce, cum îl chema? Da. Marius ceva? Marius Andrina. Să te urmărească, și să mult te succes, întrebe. Mult succes cu ce faci în continuare și să keep in touch. Mulțumim frumos. Mersi frumos, Cristi. Ba. Ne auzim.